Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, nu știu cum e acum, dar când eram eu mic, aveam vreo 8 ani, banii erau un lucru greu de obținut, cel puțin pentru noi. Așa că eu, Senciuc și Morlocu, aveam o idee originală pentru a obține câteva sute de lei. 100 de lei de atunci valora undeva la 10 lei de acum, mai mult sau mai puțin. Bunicul meu murise când eu aveam 6 ani și un pic și cum aveam spirit de observație, am văzut că se arunca cu monede de vreo 3 ori până la biserică, la răscruce de drumuri. După ce a murit bunicul, m-am mutat la părinți. Dar aici, în afară de Mucea, nu cunoșteam pe nimeni și ăsta venea doar un weekend. După un timp, nu mai aduc aminte cum, ne-am prietenit cu o fată, o cheamă Mihaela și avea vreo 9 ani. Ne învăța poezii, jocuri, alfabetul. Nu era la fel cum era cu Mucea, dar eu și Senciuc eram fericiți, aveam cu cine ne juca. După câteva luni, Mihaela ne-a spus că are grijă de un băiat mai mic, ca un fel de bonă, ăsta avea vreo 3 ani. Ne roagă dacă poate să-l aducă la noi, că altfel trebuie să stea să aibă grijă de el. La început nu știam ce să zicem, băi, cine e ăsta, dacă ne certăm cu el și nu mai vine nici Mihaela. Dar am acceptat să-l întâlnim. Oricum, cred că-l știți. Într-adevăr, îl știam. Îl mai vedeam pe stradă, dar noi am crezut mereu că e fetiță. Avea părul mai lung și purta mereu rochițe. Le căpătea de la sora lui mai mare. În fine, l-am întâlnit, nu prea ne plăcea nouă de ăsta. Nu prea vorbea și era mai sperios din fire. Mai ales când o vedea pe mama Isa. Încremenea, bătea aia la el ca la fasole. Dar na, l-am acceptat în grupul nostru. Îl chema Morlocu. După câteva luni, Mihaela s-a mutat. Atunci am aflat că stătea în chirie la bunicii lui ăsta. Ea ne spusese că e o verișoară de-a lui. A mai venit ea de câteva ori, dar apoi nu am mai văzut-o. Acum noi ce ne gândeam? Bă, cred că am scăpat de Morlocu. Nu cred că mai vine. Dar ce să vezi, a doua zi era la noi. Noi ne făcusem deja planul. Bă, Senciu, dacă vine ăla, îi tragem câteva și gata, nu stăm la discuții. Lasă-mă pe mine, Gigi, te rog. Nu știu de ce, dar îl plăcea asta pe Morlocu ca un vampir soarele. Bine mă, dă-i tu, Senciu. Dar ce să vezi, vine ăsta adus de mama Isa. Acum nu aveam ce face, am rămas cu prostul pe cap. Bă, și era ăsta un mincinos și un lingău, dacă nu-l vedeai, era cu nasul în cur la cineva. Îi pupa în MS-DOS, dar asta e o altă poveste. Ușor, ușor l-am acceptat pe ăsta și ne jucam în fiecare zi. Mai mult eu, Senciuc tot avea boală pe el. Ăsta ce făcea? Venea la mine. Băi, Gigi, tu ești cel mai mare și mai deștept dintre noi, nu? Da, mă. Nu puteam să-l contrazic. Așa cred și eu. Dar Senciuc nu prea crede. Cum așa, Morloce? A zis el ceva, mă? Nu. Dar i-am zis să nu mai dai mine, că tu nu dai. Și el ce a zis? Ăla-i mai prost, mă, de-aia nu dă. Acum nu știu dacă era adevărat, dar m-am dus la Senciuc și i-am zis să nu mai dea în el, că-i protejatul meu. Ăsta când a auzit, s-a dus la el și a tras câteva. Bă, și vine ăsta plângând, urlând, că ce l-a bătut Senciuc, că i-a zis că el e șeful, nu eu, că mă bate și pe mine dacă mai zic ceva. Cum, mă, așa a zis? Las că am eu grijă. Senciuc, ia vină încoace, mă. Ce-i, mă, Gigi? Așa e, mă, cum zice ăsta, că mă bați tu pe mine? Bă, ești prost, îl crezi pe ăsta, mă? Vezi, ți-am zis că te face prost? Îi trag una lui Senciuc, bă, dacă te mai ai de ăsta, te omor. Dai în el, dai în mine, dai în fabrici și uzine. Uite-l cum râde, dar ar boala în el de handicapat. Și sare la el și mai trage câteva. Morlocu țipa și urla. Gigi, salvează-mă, e șeful și ăsta nu te ascultă. Eu acum ce să fac? Trebuia să-mi apăr onoarea și poziția de lider. Mă duc la Senciuc și mai trag câteva. Morlocu râdea, acum l-am văzut și eu. Așa prost ești, mă? Te face ăsta? Dai în mine fratele tău pentru prostul ăsta? Am stat și m-am gândit puțin și ce am zis? Bă, ai dreptate, hai să-l batem. Senciuc s-a luminat la față. Hai să-l batem. Morlocu, stai așa, ce-am făcut? Mama e! Și am dat o bătaie să o țină minte. A ținut-o minte vreo jumătate de oră, apoi era iar la noi. Dar cred că atunci a fost momentul când grupul nostru s-a format cu adevărat și fiecare știa rolul. Eu eram liderul și cel care venea cu ideile. Senciuc era mâna forte, omul de acțiune, iar Morlocu era prostul grupului. Bine, avea și el anumite calități. Când trebuia să ieșim din turahat, el era omul de bază. Ducea cu vorba pe oricine și obținea mereu ce voia. Pe oricine în afară de noi și mama Isa. Aia îl bătea de lusca. Dar să revenim. Într-o zi am fost la o mătușă în vizită, tot de acolo din cartier. Și la colț de stradă se deschisese acolo un bar și avea și jocuri mecanice. Jocurile mecanice erau ca niște păcănele, cu jocuri gen joc pe calculator, Street Fighter, Mortal Kombat, COF, dar la vremea aceea aveau doar COF, un joc cu tancuri și unul cu nave spațiale. L-a rugat pe soțul mătucii să ne ducă acolo și ne-a dus. Ne-a lăsat acolo câteva sute de lei și a plecat. Mie-mi plăcea ăla cu nave și lui Senciuc ăla cu tancuri. Când ne-am întors acasă, nu știam cum să facem să ne ducem iar acolo. Dar era destul de departe și părinții nu ne lăsau, plus că n-aveam bani. Acum noi știam că odată pe săptămână vin părinții lui Morlocu și dau lui ăsta bani de dulciuri. Și tot mai plecau. Ne întâlnim cu ăsta, îi povestim de jocuri. Bă, aș veni, dar trebuie să-mi ajungă banii o săptămână. Și dacă află mama aia, mă omoară.
Hai mă că nu află, nu fi bulangiu. Îi zici că vii la noi și noi spunem că suntem la tine. Îl convine pe ăsta într-un final și mergem. Luăm credite de toți banii, împărțim în trei și ne apucăm de jucat. Senciuc termina mai repede la tancuri și apoi se uita la noi. Ne jucam la dublu ăla cu nave spațiale. Plecăm noi de acolo și ne gândeam cum să mai facem rost de bani. Morloc nu mai avea până săptămâna viitoare și noi nu puteam să cerem decât pentru o înghețată la vafă. Nu ne ajungea decât pentru un credit. Și cum mergeam noi spre casă, trecea una lai cu mortul. Și mi-aduc aminte că ăștia aruncă monede de vreo 3 ori la răscruce de drum. Hai cu mine. Unde Gigi? Hai mă mai repede, facem rost de bani. Vin ăștia după mine, ne băgăm și noi în alaia acolo și când aruncau ăștia bani, săream pe ei. A mers bine, făcusem de vreo 3 credite. Și uite așa stăteam noi în fiecare zi, la colț de stradă, până auzeam clopotele. Ăsta era semnalul că vine mortul. Ne băgam printre oameni și așteptam bani. Dar nu era mereu simplu. De multe ori erau alți copii mai mari ca noi, care ne îmbrânceau și oricum banii mari îi aruncau la ei. Noi ciuguleam ce rămânea. Câteodată te mai călcau pe mâini babele și moșii. Dacă nu erai atent, te călcau ăștia în picioare. Dar mergea bine. Făceam de vreo 5-6 credite de fiecare. Vreo 2 săptămâni am fost clienți fidel la jocuri. 3-4 mormântări, o oră, o oră jumate la jocuri. Până într-o zi, eram la morloc în curte, tocmai ce venisem de la o mormântare, când intră o babă în curte. Ce faci, făi? Bine, făi, Ioano, dar ce-i cu tine aici? A murit cumnată mi-o Sandel. Am fost aici la biserică. Hai să trec și pe la tine. Era și ăsta mic pe acolo, culegea monede. Care ăsta mic, fă? Ești proastă? Noi când am auzit, am luat-o spre poartă. Eu și Sănciuc am ieșit, morlocul după noi, la vreun metru de poartă. Acum nu știu ce mai vorbi babele acolo. Dar ea ăsta fărașul, atunci fărașele erau din tablă groasă, nu din plastic. Țipă la morlocul și aruncă fărașul după el. Nu știu câți ați văzut Xena, prințesa războinică, dar ea avea un cer cu care arunca și lovea inamicii. Eh, așa arunca și asta. Iiii, stai așa, morloce, lua terne curatul. Bă, și-a dat ăsta drept în călcâi de-a căzut secerat. Acum, asta era la vreo 20 de metri și avea în curte un ceaun mare pe foc. Lumea le foloseau atunci pentru a topi zmoală, pentru acoperiș, pentru a face săpun de casă sau mămăligă. A avut noroc, acum asta făcea mămăligă. A scos o lingură mare de lemn din terci de acolo și în fugă spre ăsta. Fugi, bă, că te omoară! A dat el săracul să fugă, dar șuntându-l picior, nu a apucat să facă nici 3 metri afară, că l-a prins asta. I-a dat pantalonii jos și a început să-i care linguri de-alea mari de lemn încinse, cu terci pe ele, la curul gol. Ia, diavole, ia, mai faci? Aia-l dracu cu tactul și măta. Las că te educ eu, pui de drac ce ești. Asta urla de ieșise lumea pe stradă, se uitau ca la circ. Bine, toți erau boșorogi. Așa, dă-i, să nu mai facă. Ajunge ca golani ăștia doi. Dă-i, bă, murtăciune, te caută moartea, boșorogule. Ați-ai dracu de golani, pun eu mâna pe voi. Bă, și-a dat asta la cur până a făcut ăsta pe el. Avea curul plin de arsuri și era roșu caracu. A leșinat morlocul și l-a târât asta în curte cu dâra maro după el. Nu a mai ieșit afară o săptămână. Când l-am văzut, ce faci, moroce, te-ai scăpat pe tine, mă? Dați-vă, bă, încolo, bine că am scăpat. I-am zis că m-ați obligat, că m-a omorat satana. Când am auzit, mai strâng la bătaie. Dar ne-a fost milă de el. N-a mai călcat vreo lună în curte la asta de frica lui mama sa. Dar a uitat până la urmă. Dacă vă întrebați, da, ăsta avea și un bunic. Dar ăsta nu-l bătea, doar îl mai certa din când în când. Bine, l-a bătut odată când i-a vândut bicicleta la fier vechi, dar asta e altă poveste. Ce putem învăța din această poveste? Păi, nu-ți risca curul pentru nimic în lume. S-ar putea să dai peste Oxena de asta. Până data viitoare, ne întâlnim când ne vedea. Hai pa!